20 iunie, Ioan 8, de la 32 la 36. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-a fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Adevărul vă va face slobos. Nu este strigătul vremurilor noastre un strigăt după libertate? Popoarele cer libertate, fiecare om vrea mai multă libertate și în zilele noastre emanciparea este cuvântul aflat în gura tuturor. Cu alte cuvinte îi mai spune eliberare, dar uită-te atent la acei care strigă atât după libertate, care luptă pentru libertate și care demonstrează dacă într-adevăr sunt liberi sau devin liberi. Nu devin, ci schimbă doar o sclavie cu alta și deseori duc această tendință după libertate în și mai mare legătură și dependență. Omul cu toată încercarea lui nu se poate elibera. Încercările lui de eliberare se pot asemăna unui om care este în pericol de enec. El încearcă să se salveze prinzându-se de propriul păr, vrând să se scoată din apă. E clar că așa ceva nu se poate. Tot așa nu este posibil ca omul să se auto-elibereze. Dacă vrem să fim eliberați, atunci trebuie să mergem la acela care este mai tare ca noi. Este Dumnezeu și El singur ne poate face cu adevărat slobos. Aceasta ne-o spune Domnul în versetul 36 din textul nostru cu cuvintele. Deci, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Cine stă la marginea fântânii, poate să-l tragă afară pe acela care a căzut în ea. Așa Dumnezeu ne poate scoate din adâncurile sclaviei, ale dependenței și legăturilor în care am căzut prin păcat. Păcatul este deci motivul tuturor sclaviilor. Mijlocul însă pe care Dumnezeu vrea să îl folosească pentru a ne elibera este adevărul. Versetul 32. Adevărul vă va face slobos. Dorim deci să devenim cu adevărat slobos? Atunci trebuie în primul rând să venim la Iisus și în al doilea rând trebuie să acceptăm adevărul Lui. Sunt și mulți copii al lui Dumnezeu care consideră împlinirea cuvântului lui Dumnezeu ca o povară grea. Prin aceasta ei stau încă în Vechiul Testament, fiindcă pentru ei cuvântul lui Dumnezeu este încă o lege grea. Alții cred că nu trebuie respectat cuvântul lui Dumnezeu bazându-se doar pe har. Dar noi recunoaștem că adevărul care este în cuvântul lui Dumnezeu și în Iisus Hristos este acela care ne eliberează. A primi adevărul lui Dumnezeu, a-l trăi prin credință din toată inima, este calea prin care poți deveni slobod. Slobozenie înseamnă să faci ceea ce este bun pentru noi și aceea este voia lui Dumnezeu. Cine îmbracă viața lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu devine fericit și liber.